Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara! Greva angajaților STB continuă, așa că mâine bucureștenii vor înfrunta încă o zi de haos și frustrare. Azi din 500 de autobuze cât ar fi trebuit să circule duminica, doar 15 au preluat călători. Pe de altă parte, Societatea de Transport Public București este în pericol să nu le poată plăti salariile angajaților din cauza acestor zile de grevă, susține directorul, contestat puternic de șoferi și de vatmani. Ne așteaptă noi scumpiri la mâncare, energie și carburanți, cel puțin până la vară. Atunci am putea avea un vârf al inflației, spun economiștii băncii naționale. Asta deși suntem deja în rândul țărilor cu cele mai mari scumpiri din Uniunea Europeană. Puțini europeni s-au confruntat cu creșteri mai mari ca la noi. Abia spre final de an am putea vedea o domolire a scumpirilor. Săptămâna viitoare putem ajunge la 30.000 de, de cazuri noi de infecție COVID pe zi. Este o previziune făcută de Ministrul Sănătății în contextul răspândirii rapide a bolii. În ultimele 24 de ore, mai bine de 14.000 de persoane au aflat că au SARS-CoV-2. Pentru că în București bolnavii erau nevoiți să aștepte și câte trei zile un echipaj medical care să-i testeze, sunt înființate acum centre de testare noi, unele cu program non-stop. De săptămâna viitoare reîncepe testarea anticovid a elevilor cu teste din salivă. Reprezentanții Ministerului Educației spun că preșcolarii, elevii și toți angajații din învățământ vor fi testați de două ori pe săptămână până la finalul anului școlar. Testele vor fi livrate elevilor în seturi individuale și sunt mai simplu de utilizat. Deocamdată mergem la munte. Turiștii care își petrec aceste zile libere în stațiunile unde e zăpadă din belșug și chiar ninge în continuare, se simt cu adevărat norocoși. Singura problemă ar fi cozile de mașini către stațiuni și aglomerația de la telecabine. Dar tot răul este pre bine, căci distracția de pe pârtie, relaxarea la spauri, mâncarea gustoasă, șterg cu buretele, orice nemulțumire. Stațiunile din sudul litoralului, lăsate în paragină ani de zile, primesc o față nouă cu bani europeni. Dacă termenele vor fi respectate, Eforie Sud și Eforie Nord vor putea concura la vară cu Mamaia, după ce faleza și alte zone centrale din stațiuni vor fi mo modernizate. În total s-au făcut investiții de aproape 18 milioane de euro. Deși se plâng ajung cu greu în marile magazine, fermierii români nu s-au înghesuit să depună proiecte finanțate din bani europeni pentru puncte de procesare a produselor agricole. Din peste 140 de milioane de euro, din octombrie până în prezent au fost depuse proiecte doar pentru 56% din sumă. Cei care în trecut au mizat pe fonduri europene și au reușit să-și dezvolte micile fabrici, dovedesc că produsele autohtone au succes. Deși pizza este una dintre mâncărurile preferate ale românilor, întâmpinăm probleme atunci când vine vorba de pizzeri. Meseria este recunoscută oficial, iar cererea pe piața muncii este mare, însă există prea puține școli care se ocupă de pregătirea acestor oameni și niciuna de stat. Iată de ce se ajunge în situația în care în restaurante pizza să fie făcută cu blat congelat sau cu produse de calitate scăzută. Marea Britanie l-a acuzat pe Vladimir Putin că plănuiește un complot pentru instalarea unui lider pro kremlin la Kiev în timp ce ia în considerare o invazie în Ucraina. Asta afirmă un comunicat cu totul neobișnuit al Ministerului Britanic de Externe, care pare să se bazeze pe date de la serviciile de informații. Potrivit CNN și Statele Unite ar avea dovezi similare privind planurile lui Putin de instalarea unui guvern pro-rus în Ucraina. La Bruxelles a avut loc una dintre cele mai mari manifestații împotriva restricțiilor anticovid, cu 10.000 de manifestanți, mulți veniți din diferite țări europene. Un parc din centrul capitalei belgiene, nu departe de instituțiile europene, a devenit locul înfruntării între zeci de manifestanți violenți și forțele de ordine. Guvernul belgian tocmai a redus validitatea certificatelor de vaccinare de la 270 de zile la 150, începând cu 1 martie, pentru a încuraja imunizarea cu doza booster. Un iaht luxos de 80 de metri lungime abia ieșit la apă a avut de trecut un test mai puțin obișnuit în nordul Olandei. Metodă ingenioasă pentru salvarea unei câine din Anglia care ajunsese... Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, urmează sport, vremea și spectaculoasa competiție Survivor România. O seară frumoasă, la revedere!